A început capturarea animalelor lăsate de stăpânii libere pe domeniul public, așa cum era de așteptat. Niște cai din zona statuii Ecaterina Teodoroiu, în apropiere de podul Olt, au creat probleme în trafic și au fost duși la adăpostul de la Sărăcești. Cei doi cai aparțin aceleiași persoane, un slătinan care locuiește în cartierul de case din zonă. Acum proprietarul are de plată taxe de transport și cazare pentru a-și recupera animalele. S-a capturat doi cai. Ca pași așteptăm proprietarul să vină cu documentele de proprietate în vederea revendicării animalului. Menționez faptul că trebuie să plătească o taxă de capturare de 100 de lei și contravaloarea cazării 12 lei pe zi. Proprietarii trebuie să-și aibă grijă de animale, să-și le țină legate și în zone care nu pun în pericol circulația și cetățenii. Acțiunile de capturare vor continua până când proprietarii animalelor vor înțelege cât de periculos este să lase cai liberi pe stradă într-o zonă circulată de mașini. Deocamdată aici mai apar în anumite momente ale zilei cai lăsați la păscut pe marginea drumului care trec nestingheriți și pe carosabil. Este o practică frecventă a cetățenilor din zona de jos a orașului de a-și lăsa animalele libere și de a fi găsite pe carosabil. Caii sunt transportați la adăpost cu ajutorul unei remorci autorizate în acest sens. Aici au un spațiu de cazare potrivit, primesc hrană și beneficiază de îngrijire din partea unui medic veterinar.